Magistrații i-au respins cererea de liberare condiționată a lui Cristian Borcea deoarece, spun aceștia, timpul petrecut de el în detenție este insuficient și că, deși a spus că cei 7 copii au nevoie de tată, oricum el va locui cu mama sa, nu cu vreunul dintre minori, transmite Mediafax. În acord cu reprezentantul Ministerului Public, profilul moral și comportamental al infractorilor ce comit astfel de fapte de tip uitecolar este unul de obicei bun în mediul carceral. Însă aceasta nu poate să releve în mod automat și o reeducare pe măsură, reținându-se doar acest aspect în mod singular și fără a-l corobora cu nici măcar o singură altă împrejurare personală. Or, pericolul față de ordinea de drept pe care îl reprezintă astfel de infractori care nu au comis simple infracțiuni de drept comun pentru a-și asigura un produs infracțional ocazional nu poate fi, în mod evident, ignorat de către prezenta instanță. Pericolul are o natură diferită de cel reprezentat de faptele comise cu violență, fiind de asemenea unul extrem de ridicat și, prin urmare, instanța nu-și poate forma convingerea privind o reală reeducare doar prin afișarea unui comportament lipsit de sancțiuni, se arată în motivarea magistraților judecătoriei sectorului 4. Beneficii extraordinare pentru sănătate atunci când și-a susținut cererea de liberare condiționată. În luna mai, Cristian Borcea a menționat și faptul că cei 7 copii ai săi au nevoie de el, însă judecătorii spun, în motivare, că nu au fost convinși de această situație. Vezi și, cel mai sănătos înlocuitor al cafelei. Privitor la situația familială a deținutului, 7 copii în întreținere, din care 6 minori, instanța constată că aceasta nu se circumscrie niciunui criteriu de analizat la aprecierea oportunității acordării liberării condiționate unui condamnat. Chiar și așa, aceasta ar trebui privită ca o cauză de agravare a situației sale deoarece condamnatul, la data comiterii faptelor, a acționat cu extrem de mare ușurință, nesocotind posibilitatea de a fi sancționat pentru faptele reprobabile pe care le comite și acceptând totuși producerea rezultatului vătămător. În plus, chiar și în perioada detenției, și-a asumat imposibilitatea prezenței în viața unora dintre copiii concepuți și născuți în această perioadă, fără a-și lua în considerare câtuși de puțin copiii. Analizând declarațiile notariale depuse la dosar în apărarea deținutului, prin apărătorul ales, declarații date de persoanele de sex feminin cu care deținutul are copii, dar și declarația mamei acestuia, se reține că ulterior liberării deținutul va locui cu mama sa și nu cu vreunul dintre copii, mai spune instanța, în documentul menționat. Tot în ședința în care s-a judecat cererea de liberare, apărătorul fostului finanțator al clubului Dinamo a precizat că achitarea prejudiciului din dosar reprezintă un criteriu ce ar trebui luat în seamă de către judecători, însă aceștia au considerat că circumstanța nu poate fi luată în seamă. Referitor la apărările ce privesc posibilitățile de angajare ale deținutului după liberare, instanța le apreciază ca fiind favorabile acestuia însă nu reprezintă o garanție că acesta se va angaja având din vedere starea de sănătate precară pe care a invocat-o. În ceea ce privește apărarea că Cristian Borcea suferă de mai multe boli grave, intoxicație cu mercur metale grele și operații pe cord, se constată, de asemenea, că această circumstanță nu poate fi luată în considerare în cadrul analizării unei liberări condiționate. 592 CPP, mai spun judecătorii. La 589 CPP RAP. Condamnatul având posibilitatea de a solicita întreruperea executării pedepsei art. Vezi și, specialiștii atrag atenția asupra bioritmului uman, orele importante pentru fiecare organ în motivarea soluției, judecătorii mai spun că faptele comise sunt grave, de aceea